Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, capitolul 24, asupra căruia ne îndreptăm atenția astăzi, pare cu totul rupt de ceea ce se întâmplă în capitolul precedent. Subiectele lui par să nu aibă nicio legătură cu contextul de până acum și ce vine după el. Sfeșnicele și masa pentru punerea înaintea pâinii nu par să-și aibă locul după sărbătoarea corturilor și înainte de anul sabatic. Și totuși, aceasta este metoda folosită de Duhul Sfânt și cu altă ocazie. În Cartea Numeri, capitolul 8, în primele patru versete, așezarea candelor în sfeșnic este cuprinsă între darurile căpetenilor și închinarea leviților. Cred că aceasta ne învață că totul trebuie să fie făcut sub călăuzirea și lumina Duhului Sfânt. Aceeași lecție este valabilă și aici. Celebrarea sărbătorilor și respectarea anului sabatic și anului de veselie Trebuie făcută în lumina Duhului Sfânt și în puterea lui Hristos. Este un lucru foarte important. Să nu uităm implicațiile practice. Poporul trebuia să aducă un delemnul pentru sfejnice și făina pentru pâinea de pe masă. Dumnezeu îi făcea astfel participanți la furnizarea celor necesare și la închinarea din cortul întâlnirii. Cu siguranță, că Dumnezeu ar fi putut procura și unde lemnul și făina, și ar fi putut îndeplini printr-o minune tot ce trebuia făcut pentru punerea înaintea pâinii și pentru sfeșnice. Dar el a vrut ca poporul să participe la toate acestea. Așa credeu că trebuie să fie și cu răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu. Există în fiecare adunare, în fiecare biserică, mai multe feluri în care puteți să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Este de ajuns să țineți ochii deschiși veți găsi ceva de făcut. Toți cei ce iubesc cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să se implice în răspândirea lui în lume. Dumnezeu ne spune, aduceți un de lemnul, aduceți făina. Nu trebuie să trecem cu vederea importanța sfejnicului. Acesta era probabil simbolul cel mai frumos și mai exact al lui Hristos din tot cortul întâlnirii. Era din aur curat, din șase brațe care porneau dintr-o tijă principală și era ornamentat cu flori de migdal. Aron era singurul care avea grijă să păstreze candelele din sfeșnicul de aur arzând. Astăzi, aceste candele sunt în mâinile marelui nostru preot. Isus Hristos a spus că El este lumina lumii. Înainte de a părăsi acest pământ, El a spus ucenicilor săi că El trebuie să fie lumina lumii. Pavel folosește aceeași idee când spune În mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. În cartea Apocalipsa, în primele două capitole, Domnul Isus Hristos, marele nostru preot, este prezentat în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. El este cel care ne menține pe noi strălucind în lume, dragii mei. El toarnă unde lemnul, care este umplerea cu Duhul Sfânt. El taie mucul acela de la lumânare pentru că aceasta se ardă mai bine. Tot el înlătură lumina care refuze să ardă. Acesta este păcatul care duce la moarte despre care vorbește Ioan în epistola sa. Prin urmare, inserarea regulilor cu privire la sfejnic și la pâinea pentru punerea înainte nu este deloc nepotrivită. Așa cum spuneam la timpul potrivit, nu ni se povestesc prea multe incidente în această carte, Totuși, acest capitol este unul în care ne este redat un al doilea incident. Este vorba despre fiul unei mame izraelite și al unui tată egiptean care a hulit. Acesta este încă un exemplu al problemelor și dificultăților ridicate de amestecul de oameni care ieși din Egipt. Erau copii, problemă și persoane care produceau agitație și certuri. Ei sunt reprezentați astăzi de acei membri ai bisericilor care vor să fie și prieteni cu lumea, și să-i slujească și lui Dumnezeu. Dar să intrăm în detaliile capitolului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Poruncește copilul lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic un de lemn curat de măsline tescuite ca să țină candelele aprinse încetat. Poporul Israel trebuia să furnizeze uleiul de măsline și cum sfeșnicul trebuia să ardă neîncetat, nu era un lucru tocmai ușor. Această îndatorire dădea fiecărui om din popor la fel ca fiecărui levit, prilejul de a-și manifesta interesul în slujba de închinare de la cortul întâlnirii. Uleiul de măsline trebuia să fie curat, să nu aibă niciun fel de impurități, nici frunze, nici gunoaie. Nu putea fi obținut prin presare, ci prin batere, pentru că astfel se producea calitatea cea mai bună. Era nevoie de ulei de cea mai bună calitate, pentru că acesta este simbolul Duhului Sfânt. Aron să-l pregătească din de perdeaua din lăuntru care este înaintea mărturiei în cortul întâlnirii, pentru ca să ardă neîncetat de seara până dimineața în fața Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. Să se, se așeze candelele în sfeșnicul de aur curat ca să ardă neîncetat înaintea Domnului. Candelele trebuiau ținute aprinse neîncetat atâta vreme cât cortul era montat, este evident că în timpul marșului prin pustie nu se putea merge cu ele aprinse. Așa cum am spus, numai Aron avea dreptul să controleze întreținerea și folosirea sfejnicului. Iată ce spune Dumnezeu în Cartea Exod, capitolul 30, dacă vă mai aduceți aminte. Aron va arde pe el tămâie mirositoare. Va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele. Va arde și seara când va așeza candelele, Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Din neam în neam, preotul era cel care purta responsabilitatea arderii necetatea a candelelor. Domnul Iisus Hristos merge astăzi în mijlocul sfeșnicilor. El este marele nostru preot. El mai curăță din când în când lumânările pe măsură ce lucrează în inimile și în viața oamenilor. Uneori este nevoie chiar ca el să stingă câte o lumânare care face mai mult fum decât lumină. Să iei floare de făină și să faci din ea 12 turte. Fiecare turtă să fie făcută din două zecim de efă. Să le pui în două șiruri, câte șase în fiecare șir, pe masa de aur curat înaintea Domnului. Peste fiecare șir să pui tămâie curată, care să fie pe pâine ca aducerea aminte ca un dar de mâncare mistui de foc înaintea Domnului. Floarea de făină trebuia adusă de popor, la fel ca uleiul de măsline. Pâinea vorbește despre Hristos, care a spus, eu sunt pâinea vieții. Floarea de făină era făină de grâu. Tămâia era o rășină naturală și trebuia adusă ca dar de către popor. Pâinea vorbește despre Hristos, iar tămâia despre mireazma minunată a umanității lui în fiecare zi de sabat să se, se pună aceste pâini înaintea Domnului neîncetat. Acesta este un legământ veșnic pe care îl vor ținea copiii lui Israel. Pâinile acestea să fie ale lui Aron și ale fiilor lui și să le mănânce într-un loc sfânt, căci ele sunt pentru ei un lucru prea sfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică. Pâinea stătea pe masă o săptămână, era schimbat în ziua de sabat, iar pâinea veche era mâncată de Aron și de fiii lui în locul sfânt. Când David și oamenii lui erau înfometați, Abimelec le-a dat să mănânce din pâinea pentru punerea înainte. Domnul atrage atenția asupra acestui lucru atunci când ucenicii lui sunt acuzați că au cules grâu în ziua de sabat. Pâinea și lumina ni-l arată pe Hristos. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer, dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Consemnează Ioan în Evanghelia sa în capitolul 6, versetul 51. În capitolul 8, versetul 12, tot Ioan consemnează. Isus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dacă vrem să slujim Domnului, trebuie să ne hrănim cu el. Și orice lucru pe care îl facem pentru el trebuie făcut în lumina sa prin Duhul Sfânt. În cartea Leviticul, așa cum spuneam, sunt relatate doar două incidente. Unul este cel cu Nadab și Abihu, așa cum am văzut în capitolul 10, iar al doilea se află aici în capitolul 24. Pare oarecum nepotrivit în această secțiune de reguli și instrucțiuni, dar trebuie să recunoaștem faptul că Dumnezeu ne învață o mare lecție cu privire la blasfemie. Fiul unei femei izraelite și al unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copilor lui Israel, s-a certat în tabără cu un bărbat izraelit. Fiul femei izraelite a hulit și a blestemat numele lui Dumnezeu. L-au adus la Moise. Mama sa se numea Shelomit fata lui Dibri din seminția lui Dan l-au aruncat în temniță până va spune Moise ce va porunci Domnul Acest fiu care s-a făcut vinovat de blasfemie era un hibrid provenind dintr-o mamă israelită din seminția lui Dan și un tată evreu După eliberarea poporului Israel din Egipt au pornit la drum spre țara promisă foarte mulți astfel de oameni o mulțime de oameni de tot soiul cum spune versetul 38 capitolul 12 al cărții Exod după cum vom vedea, oamenii din acest grup au început să stârnească agitație în tabără. Ei erau cei care au mereu nemulțumiți de ceea ce se întâmpla. Iată un exemplu redat în Cartea Numeri, capitolul 11. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să se plângă și să zică Cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepen, de praj, de ceapă și de usturoi. Este ușor de văzut că aceștia erau cei care provocau mari probleme și necazuri. Când a venit ziua eliberării Israelului din Egipt, mama Israelită a plecat, iar tatăl egiptean a rămas acolo. A avut loc o despărțire înainte de plecarea la drum a Israeliților, acesta, cred eu, este unul din motivele pentru care a spus Dumnezeu că nu ar trebui să se încheie o căsătorie între un credincios și un necredincios. Desigur, nu are legătură cu rasa aici. Este greșit pentru un credincios să se căsătorească cu un necredincios, indiferent de culoarea pielii. Chiar dacă au amândoi aceeași culoare, tot este greșit pentru un credincios să se căsătorească cu un necredincios. Este vorba despre preferințe diferite, despre obiceiuri diferite. Și mai mult, Dumnezeu spune acest lucru. Eu nici nu aș fi știut dacă n-ar fi spus-o el. Dar acest băiat, pe jumătate evreu, are în față o mare problemă. El trebuie să decide pe ce cale va merge, pe cea a mamei sau pe cea a tatălui egiptean. Problema adevărată este că decizia nu este luată niciodată cu adevărat. Sigur că a existat o decizie inițială, dar în mintea lui apare mereu întrebarea. Mă întreb dacă nu cumva ar fi trebuit să stau eu cu tata în Egipt. Acești oameni proveniți din familii mixte au avut întotdeauna un mare semn de întrebare în fața ochilor. A fost greu pentru ei să plece din Egipt. Gândurile lor se întorceau mereu acolo, iar atunci când situația se înrotățea, ei erau primii care se plângeau. Din păcate, astfel de oameni sunt și astăzi în biserici. Ei sunt oameni nemântuiți care stau cu un picior în biserică și cu altul în afara ei, în lume. Ei sunt cei care de obicei provoacă agitație și necazuri. Mereu se plâng, mereu sunt nemulțumiți. M-am întrebat adesea dacă oamenii care provoacă necazuri în biserică sunt cu adevărat mântuiți. Nu pot să înțeleg cum un credincios născut din nou în Domnul Isus Hristos poate împiedica răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Te aștepta ca frații tăi de credință să vină și să spună, Domnul să te binecuvânteze. Sperăm că prin tine cuvântul Domnului va ajunge la cât mai mulți oameni. Dar în loc de aceasta, ei nu vor să aibă nimic de a face cu această lucrare. Vor să fie ei mulțumiți, să aibă ei ce le trebuie, ce le convine. Dar să revenim la incidentul din Levitic. Fiul femei izraelite și al tatălui egiptean s-a luat la ceartă cu un bărbat izraelit. Este ușor de înțeles cum au ajuns aici. El nu și avea locul în seminția lui Dan, ci era doar un parazit care avea acces în tabăra lui Israel. El a început să se certe cu acel bărbat și a hulit numele lui Dumnezeu. El a blestemat numele Domnului, acel nume atât de sfânt în Israel, încât nici măcar nu era rostit cu glastare. Este vorba evident despre tetragrama ebraică Iahve. Astăzi se pune problema pronunțării corecte a acestui nume, existând două variante, Jehova și Iahve, acest nume este atât de sfânt încât izraeliții nici măcar nu-l pronunțau. Dar acest hulitor l-a rostit. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Scoate din tabără pe cel ce a hulit. Toți cei ce l-au auzit să-și pună mâinile pe capul lui și toată adunarea să-l cu pietre. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui, Oricine va blestema pe Dumnezeul lui își va lua pedeapsa pentru păcatul lui. Cine va blestema numele Domnului va fi pedepsit cu moartea. Toată adunarea se lucide cu pietre. Fie străin, fie băștinaș să moară pentru că a hulit numele lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a dat verdictul de vinovat și pedepsa a fost clară. Acel om trebuia ucis cu pietre. Gravitatea nelegiuirii este evidentă în asprimea pedepsei lui Dumnezeu. Toți cei care au auzit blasfemia trebuia să-și pună mâinile pe capul lui ceea ce arată că toată vina era pusă asupra celui om. Pentru blasfemie la adresa lui Dumnezeu era necesară pedepsa cu moartea, iar pedepsa era aplicată și israelitului și străinului. Cine va da unui om o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. Cine va da unui dobitoc o lovitură de moarte să îl înlocuiască. Viață pentru viață. Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să-i se facă așa cum a făcut și el. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Să-i se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproape lui său. Cine va ucide un dobitoc să-l înlocuiască, dar cine va ucide un om să fie pedepsit cu moartea. Să aveți aceeași lege pentru străini ca și pentru băștinași, căci eu sunt Domnul Dumnezeul nostru. Noi ne-am format cu timpul tot felul de noțiuni care se atenueze porunca lui Dumnezeu. Pedeapsa pentru ucigași este arătată foarte clar aici. Cei care protestează împotriva războiului scriu adesea porunca să nu ucizi pe pancartele lor. Eu nu-l aștept ziua în care voi vedea o pancartă pe care va scrie cine va da unui om o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moarte. Dar, în acest fragment avem așa numită legea talionului: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Această pedeapsă era aplicată exact așa cum scrie aici. Și aceasta nu este o figură de stil. Și băștinașul și străinul aveau parte de același tratament. Și, cum am mai explicat și alte date, lucrul acesta nu se făcea pentru că Dumnezeu era un Dumnezeu crud, ci pentru că Dumnezeu voia să oprească în felul acesta dorința de a ucide pe care omul o are în el. Moise a vorbit copiilor lui Israel, au scos afară din tabără pe cel ce hulise și l-au ucis cu pietre copiii lui Israel au făcut după porunca pe care o dăduse lui Moise, Domnul. Aici avem o mare lecție spirituală. Numele lui Dumnezeu este sacru și trebuie protejat. Blasfemia este o nelegiuire de cea mai joasă speță. De asemenea, viața omului este sacră și trebuie protejată. Dumnezeu are și reguli pentru protecția avutului propriu. Dumnezeu este drept în toate actele sale. Noi suntem vinovați înaintea Lui. Sufletul care a păcătuit trebuie să moară. Dar Hristos a purtat pedeapsa noastră și a plătit cu viața lui pentru viața noastră. În cartea Isaia, în capitolul 53, începând cu versetul 4, găsim următoarele referințe cu privire la ceea ce a făcut Domnul nostru. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui în nelegiuirea noastră a tuturor. Este o mare binecuvântare să recunoaștem numele Domnului. Iată ce spune Scriptura cu privire la importanța numelui Domnului Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Este atât de important să înțelegem că numele Domnului sus este numele în care suntem mântuiți, iertați, acceptați de Dumnezeu. Îi aud adesea pe unii profanând acest nume scump, bat jocorindul l prin greșită utilizare. Este o mare greșeală. Fiecare noi toți să învățăm să respectăm acest nume sfânt, de fapt, respectând numele Domnului Isus și numele noastre sunt respectate și scrise de Dumnezeu în cartea vieții, cartea mielului. Toți aceia care nu respectă numele lui nu vor fi cuprinși în această carte și dacă nu vor face parte din ea, vor avea parte de un sfârșit tragic. Iată ce se spune în Apocalipsa capitolul 13 versetul 8. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Închinarea lor nu va fi în fața lui Dumnezeu, ci în fața diavolului și îngerilor lui. Știu că sună foarte ciudat ca simpla respectarea unui nume să aibă consecințe atât de radicale, mai că vedeți, nu este orice nume, ci Sfântul nume al lui Dumnezeu. Să-i dăm, deci, cinstea cuvenită. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Bibli. Itinerar Bibli. Itinerar Bibli.